Bună seara și bine v-am regăsit! Începem emisiunea De ale Buzoianului și vorbim despre aviație, dar și despre muzică. În studioul Campus TV este Eduard Antochi, solistul trupei Blue Motors și de asemenea un om care are experiență vastă în aviație. Bună seara, Edi, bine ai venit! Bună seara, Magda! Bună seara telespectatorilor Campus, mă bucur foarte tare de invitație. De fapt, e un pic mai târzie venirea mea la emisiune. Știu că invitațiile au fost numeroase, au fost destule, dar programul a fost un mare dușman al întâlnirilor dintre mine și tine, Magda. Ai făcut foarte multe în ultima vreme și vreau să ne povestești de când nu ne-am mai văzut, ce ai făcut în timpul acesta. Ce ați făcut în ultimii 5 ani. Exact. Da. Da, sunt multe de povestit, într-adevăr, sunt multe lucruri pozitive, multe lucruri frumoase și cred că mi-aș dori foarte tare ca mulți oameni din zona artei să poată povesti cu drag că își fac activitatea așa cum trebuie și cu mare plăcere. Noi asta facem, într-adevăr, o facem cu mare bucurie. Păcat că sunt aparițiile sunt mai rare, într-adevăr, dar este, cum să spun, decizia noastră, a fost decizia noastră ca aparițiile noastre să fie un pic mai rare anul ăsta, pentru că dacă în muzică, în muzica, în general în muzică, dacă a fost un moment Woodstock în muzică, în anul 1969, cred că a fost un moment, nu i-aș spune Woodstock, dar a fost un moment zero și în România. Acel moment a fost pe 30 octombrie anul trecut, un moment care cred că a separat uleiul și apa, le-a dat deoparte pe fiecare, un moment în care mulți muzicieni cred că au tras o linie și au făcut un mic bilanț și au încercat să se întrebe dacă ceea ce fac în continuare e corect sau trebuie să ceva schimbat. Așa cred eu. Sau cel puțin domeniul albastru al Blue Motors-ului, cred că așa s-a întâmplat. Noi nu am renunțat și nu o să renunțăm niciodată la muzică, numai că dintr-o dată am început să fim puțin mai selectivi cu ceea ce facem, un pic mai selectivi cu activitatea noastră. Și ne-am dorit foarte tare ca aparițiile noastre să însemne ceva, să nu mai fie doar apariții, să însemne efectiv un motiv de a spune de ce apar. Dacă tot ai pomenit despre acel moment, aș vrea să te întreb dacă e normal doar pentru muzicieni să fie o astfel de selecție, doar muzicienii să aibă o astfel de reacție. Ai văzut că în politică nu s-au schimbat prea multe. Te așteptai să se întâmple altceva după momentul colectiv la alegerile din 5 iunie? Să știi că acum eu nu sunt foarte autorizat să vorbesc despre politică și n-aș putea spune nici că mă pricep neapărat să vorbesc despre politică și sunt oameni care au absolvit școli politice și poate n-au ce să spun despre politică, pentru că politica în România cred că este într-o zonă încă de pionierat. Suntem încă într-o zonă în care cel puțin 27 de ani în România nu reprezintă neapărat definirea unei politici sau unei clase politice care să spună da, avem sau nu avem o istorie politică în România. Dar cred că întrebarea ta ar putea avea un răspuns parțial din punctul meu de vedere, adică la cât sunt autorizat să spun lucrul ăsta. Cred că oamenii politici ar fi trebuit să inventeze mai mult bun simț în politică. Cred că asta ar fi trebuit să facă după episodul ăsta. Pentru că am o ușoară senzație că după momentul colectiv, este un slogan pentru foarte mulți colectivi, dar mulți habar n-au cât chin a fost acolo după episodul colectiv pentru familiile celor care au pierit sau care au suferit la colectiv. Nu este vorba neapărat de a apăra interesele unui grup de rockeri sau unui grup de oameni care ascultă și fac muzică rock. Nici de departe nu este vorba despre așa ceva. De altfel, momentul colectiv nici nu are vreo legătură cu muzica rock, dacă stăm să ne gândim. Pentru că acel act artistic putea să se întâmple oriunde. În orice club unde puteau fi 3.000 de oameni care ascultau house, care ascultau manele. Se putea întâmpla oriunde. Tragedia ar fi fost identică în orice domeniu muzical s-ar fi întâmplat. Atunci, într-adevăr, lumea ar fi spus, domne, uite așa, așa, așa. S-a tras concluzia că a existat o coincidență între versurile piesei trupei Goodbye to Gravity și momentul colectiv. Eu zic că este doar o coincidență, pur și simplu, și că momentul pirotehnic de acolo, care a dus la acel mare, mare dezastru, poate cel mai mare dezastru de după Revoluție, pe o scenă muzicală mă refer, cred că
acel moment s-ar fi întâmplat oriunde la fel, mai ales că dacă stăm să ne gândim, Goodbye to Gravity au avut câteva artificii pe scenă, dar am văzut spectacole cu efecte pirotehnice la o scară poate de 100 de ori mai puternice decât ceea ce s-a întâmplat în acea seară acolo. Însă e vorba clar de fatalitate și de ceea ce este scris să se întâmple, se întâmplă. Și răspunsul, până la urmă, ocolit destul de zdravăn, este că mi-aș fi dorit să se schimbe nu ceva în mediul politic, ci ceva în lumea bunului simț în mediul politic, iar greșelile care s-ar fi descoperit pe bună dreptate și corect și expuse oamenilor, fraților, am greșit aici, 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 ar fi trebuit spuse la televizor și predate oamenilor niște lecții de educație din punctul ăsta de vedere, ca pe viitor tineretul din România, indiferent unde se află, să nu mai pățească așa ceva. Noi eu cel puțin am constatat o disperare extraordinară. Imediat după momentul colectiv au început tirurile de împușcături verbale între unii și alții, au început meeting-urile și manifestările promovate de unii și de alții, dați-l jos pe ăla, faceți, nu știu ce, dar n-am văzut pe unul să vină să spună începând de mâine vom decreta ca fiecare club să aibă în 2 săptămâni chestia asta. Da, și a mai fost o altă nedubenire a multora, tinerii nu prea au venit la vot. De ce crezi că nu s-a reacționat pentru o schimbare, dacă tot au vrut să se întâmple ceva altfel? Aici, din punctul meu de vedere, sunt două direcții. Una, care cred că există și probabil foarte mulți o pot confirma, oamenii au zis nu mă duc și așa nu schimb nimic, dar din punctul meu de vedere este o foarte mare greșeală. Și doi, clasa politică anul ăsta a avut de-a face cu o victorie roșie, nu ca tricoul meu de astăzi, dar... Ai venit în roșu îmbrăcat. Da, am venit pentru că am vrut să schimb negru la cu care mă îmbrăcam mereu. Deci nu din alt motiv. Nu neapărat, nu, sigur că nu. N-are nicio legătură cu clasa politică. Nu, eu cred că anul ăsta Marea Roșie în electorat a câștigat pentru că nu a avut contracandidați puternici. Nu spun neapărat că nu-și merită locul. Este, cum să spun, este clar, sunt vremurile care le trăim și sunt oameni scriși în cărțile de istorie, rămânând în aceste liste electorale și ei sunt cei care merg mai departe. Îi rog însă să-și aducă aminte de imaginile de la colectiv tot timpul. Îi rog să-și aducă aminte de imaginile astea de câte ori au decizii proaste. Atât îi rog. Iar oamenii din Buzău îi rog să se aplece mai mult către cultură și către valorile culturii. Am speranțe. Am trăit și trăiesc lucruri frumoase în jurul meu și cred că merităm, ca și părinți la o anumită vârstă, ca și copii părinților noștri și ca viitori bunici sau ce-om fi la un moment dat în viață, merităm să spunem oamenilor din jurul nostru că am trăit niște lucruri frumoase în jurul nostru și am încercat să facem ceva. De aceea îi invit pe oamenii politici din Buzău, oameni pe care îi cunosc paradoxal de ani de zile, m-am lovit de domnul Toma, m-am lovit de domnul Ciolacu, m-am lovit de oameni care acum conduc Buzău și felicit pentru faptul că ei vor conduce Buzău. Te-ai lovit în sensul că te-au încurcat sau te-ai întâlnit cu ei? Nu, m-am întâlnit cu ei în diverse situații de-a lungul existențelor noastre. Clar, ne cunoaștem, e un oraș mic, nu avem cum să nu ne cunoaștem și cum să nu ne lovim unii de alții, pentru că și dumnealor apar în fel și fel de locuri, la fel și fel de evenimente, la fel și fel de situații în care poate și noi suntem, am fost sau vom fi pe acolo. Nu asta e ideea. Ideea este că îi rog din tot sufletul meu să fie niște lideri mișto, să fie niște lideri buni ai acestui oraș, pentru că e momentul să schimbăm ceva. E momentul să mai schimbăm afișele alea care sunt lipite pe toate drapelurile astea, portafiși și ce sunt prin Buzău, pe toate stâlpii, pe toate gardurile, sunt aceleași afișe trase copy-paste de 50 de ani la toate evenimentele din Buzău, de pe lângă Buzău, din toate comunele și așa mai departe. Vin aceleași fețe, aceleași mutre, aceiași oameni care parcă nici nu mai vreau să mă uit pe afiș că știu mai trebuie să schimbe doar anul, atâta. E, asta vreau să te întreb. Știi că la anumite evenimente, de exemplu zilele Buzăului, Revelionul a fost să sunt concerte în piața Dacia. Aș fi vrut să nu dau neapărat exemplu, dar
cam aici băteam și eu. Au fost anumite nume, anumite formații chemate, anumiți interpreți și, bineînțeles, defavorizați mulți alții. Crezi că se vor schimba de acum înainte lucrurile? Eu sper că se vor schimba. Asta încercam să spun mai devreme. Și nu am nimic cu niciun interpret, cu nicio trupă, cu absolut nimeni. Mi-aș dori foarte tare să văd pe scena buzoiană, în fața oamenilor din Buzău, să văd oameni care vin și cântă. Oameni care cântă live. Oameni care au ceva de spus pe scenă. Nu oameni care vin și fac două playback-uri cu, se văd elasticele de la toate dedesubturile și așa mai departe. Adică nu cred că publicul din Buzău sau oamenii care vin să privească chestia asta sunt atât de jos ca nivel, că n-aș vrea să folosesc un cuvânt urât, încât să suporte numai și numai miros de mici, bere și muzică ieftină și proastă. Adică mi-aș dori foarte tare, măcar la manifestele astea unde ne promovăm imaginea orașului, județului și a locurilor noastre. Avem o formă de relief incredibil de frumoasă în Buzău. Avem un județ care poate are cel puțin 5, 6, 10 atracții turistice maxime. Sunt oameni care vin în Buzău și spun, băi, fraților, la voi e incredibil de frumos acolo. Avem un oraș care a avut Topteu, a avut un oraș, avem un oraș care a avut Festivalul Mihai Arunceanu, avem un oraș care am avut piese de teatru și un teatru întotdeauna în prim plan, avem un oraș care nu mai are absolut nimic. Îi rog pe liderii noștri să-și aducă aminte de anii trecuți atât, să le aducă măcar la nivelul ăla, să sprijine. Da, se sprijine, cred că aici e problema cea mai mare. N-am întrebat nimeni de la Consiliul Județean vreodată, nimeni din toți anii ăștia suntem noi, trupa asta, că s-a numit Blue Motors, că s-a numit Undercover, că s-a numit, indiferent cum s-a numit, Demos, nu mai vorbesc de Demos și de anii de glorie în care se rupeau ușile pe la toate. Nici atunci nu v-ați simțit ajutați de nimeni? Nu, dar n-am auzit pe nimeni să ia o inițiativă de genul, bă, fraților, câte nume muzicale... Cât de cât, hai să nu zic că noi suntem vedete, noi n-avem nicio treabă cu cuvântul vedetă, vedete sunt altele și nici n-aș vrea să fiu vedetă în condițiile alea. Dar n-am văzut și eu să se adună dată niște oameni să spună, fraților, ia găsiți-i voi pe ăia și ăia, puneți-i toți la o masă și hai să discutăm și noi de un eveniment live, 5-6 trupe buzoiene, că sunt trupe, în momentul ăsta sunt trupe, că unele cântă la un nivel mai mare, altele mai, dar sunt, există și cântă live toate. Au susținătorii lor fiecare trupă, fiecare nume muzical, fiecare proiect, sunt pe generațiile lor. Sunt trupe de copii, trupe de puștani, de prin licee, care cântă de rup corzile din ei. Deci sunt la început și mă văd și pe mine în perioada aia mică de liceu. Magda, tu știi anii aia, ne cunoaștem de mulți ani și știi bine perioada. Să aud și eu o inițiativă locală când spune în amfiteatrul ăla din Parcul Tineretului, sâmbătă seară facem un Woodstock buzoian. Așa, să vedem ce ieși. Toate trupele și susținătorii lor. Nu, noi ne ducem pe platou, dăm foc la grătare, deranjăm toată lumea din zonă cu muzica tare și cu nu știu ce și după aia ne lăudăm 3 zile. Ce foc de artificii am avut noi la Buzău. Eu cred că am putea să facem un pas înainte. Cred că nu e greu. Așa zic că nu e greu. Dar n-a întrebat nimeni niciodată. Mă, băieți, voi cam ce ați zice? E greu. Da, mare dreptate. Cred că și nume mai cunoscute decât mine au atras atenția asupra aspectului ăsta. Un Laurențiu Cazan. Sunt oameni care mereu au atras atenția și au spus, haideți fraților să facem. Și există acel, să zicem... Exista, pentru că acum probabil se vor mai schimba puțin lucrurile. Eu mă rog din tot sufletul meu, mă rog din toate unghiurile posibile care pot privi, ca oamenii să-și deschidă puțin ochii spre ceva modern, spre ceva nou, pentru că avem tineret, am fost, discutăm despre activități și lucruri făcute. Am participat în iarna asta, în iarnă până în primăvară, am participat în juriu, într-o cafenea din Buzău, așa, la un concurs care s-a numit Talentul din liceu se arată. Și am fost unul din oamenii care au jurizat partea muzicală a concursului. Adică am avut de-a face cu niște soliști tineri din liceu care au cântat la nivele diferite, dar foarte, foarte hotărâți. Soliste, muzică ușoară, rock și așa mai departe, populară. Și am jurizat până într-o finală, unde în finala respectivă s-au adunat concurenții de la teatru, de la film. Deci a fost incredibil. Incredibil. În schimb, în public existau numai susținătorii copii ai lor, ai celor care participau. Dar stau și mă întreb acum, dacă ar fi fost făcută într-o sală mare de 800 de locuri de spectacol, o chestie de genul ăsta, am fi avut 800 de spectatori? Eu zic că da. Cu o promovare corectă, măcar că veneau
cei care au concurat cu colegilor, cu părinților și prietenii părinților lor și cu o promovare pe social media și așa mai departe. Eu zic că am fi umplut oricând Casa de Cultura Sindicatelor, care Casa de Cultura Sindicatelor are o sală mare de spectacole care se deschide din când în când doar să se aerisească, că e închisă. Și în rest nu se întâmplă nimic acolo. Nu se întâmplă nimic acolo. N-are încălzire, n-are nimic de ani de zile. Bazinul olimpic este oprit de ani de zile. Era al Buzăului. Era un simbol al Buzăului. Este în proprietate privată acum bazinul da, olimpic. Da, dar nu știu de ce. Păi dacă e în proprietate privată și nu face nimeni nimic cu el, hai frate să-l răscumpărăm și să facem ceva. Da, se va încerca. Cel puțin promisiunile din campanie așa spuneau. Doamne, ce m-aș bucura. Deci aș fi, cred că, client cel puțin de 2 ori pe săptămână la bazin. Sunt nebunit după not. Îmi place incredibil de tare. Să știi că foarte mulți telespectatori întotdeauna i-au întrebat pe candidați în campania electorală care s-a încheiat pe 5 iunie ce se va întâmpla cu bazinul olimpic, dacă va fi unul nou, dacă nu va fi. Știu că unii au încercat, au vrut să reconstruiască un bazin, alții au zis că o să îl preia. Primarul care este acum în funcție a spus că va încerca să îl preia. Eu urez mult succes și mi-aș dori foarte tare să pot să laud niște inițiative ale primăriei. Mi-aș dori foarte tare. Sper să am și să am norocul să o fac. Ne întrebăm de ce tineretul nu ajunge la acel nivel sus. Păi, în vremurile când noi eram tineri și eram ca ei în liceu, aveam deschidere spre foarte multe activități. Și nu ne duceam toată ziua la țigară, la cafea și la manea. Adică să ne ierte Dumnezeu, cam asta e problema acum. Tineretul, ca să aibă oportunități, trebuie să aibă și unde să facă comparație între un moment și altul. E adevărat. Și uite, ai un mesaj de la un telespectator care spune: domnule Antochi, plecarea penalilor de la primărie e un mare pas înainte. Avem viceprimari tineri ca dumneavoastră. Succes trupei! Încheie telespectatorul. Mulțumesc, un mesaj foarte bun. Mulțumesc. Nu sunt de acord cu cuvântul penal, pentru că fiecare om, dacă greșește cu ceva, la un moment dat trebuie să dea explicații și să fie... Sigur, nu dăm sentințe aici, doar nu că... suntem noi genul de oameni care putem să-i categorisim într-un fel sau alții, ci sunt instanțe care vor decide dacă oamenii respectivi au sau nu au vină. E foarte clară treaba. Eu îmi doresc doar ca această echipă tânără din primărie și îi cunosc pe toți. Și respect, îi salut și îi rog să fie atenți că tineretul este oamenii care vor vota. Tineretul reprezintă segmentul de oameni care vor vota din nou peste 4 ani. E adevărat. Și dacă tot am intrat așa în actualitate și în ce se întâmplă, ce se va întâmpla de fapt în următorii 4 ani de mandat pentru primari și viceprimari, o să te rog să-mi spui părerea ta despre primele schimbări. Le-ai auzit? Le-ai citit în presă sau ți le spun eu? Da, e vorba de schimbarea prefectului astăzi, nu? Așa-i? Prefectul a fost demis astăzi, dar nu datorită domnului primar Constantin Toma, a fost demis printr-o hotărâre de guvern și vom vorbi, veți urmări informații și în cadrul jurnalului. Dar au fost schimbați șefii de la poliția locală și de la Transbus. Li s-a cerut demisia de către primarul Constantin Toma. De asemenea, desființată parcarea din fața primăriei. Și acum în Palatul Comunal se intră doar prin față. Corect. Da? Primele măsuri. Par a fi bune, nu știu. Iarăși repet, nu mă pricep, nu sunt în măsură să judec pe cei de la poliția locală sau de la compania de apă. Iarăși, aș fi un om care n-ar trebui să-și bage nasul în discuția asta. Dar cred că nu degeaba a făcut-o. Probabil că nu e o ambiție personală al domnului Toma. Probabil că a găsit nereguli. Da, s-a tot vorbit despre acele nereguli și iată cred că în sfârșit s-a luat. Hai să vedem dacă în timp a fost o decizie corectă. Nu știu. În primul și în primul rând, aici dacă vorbim de apă, deja atingem alt subiect. Hai să vorbim cu un telespectator mai bine, că dacă vorbim despre apă, nu mai terminăm nici mâine. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Aș vrea să vă rog pe Iepi Andochi totuși să se gândească bine cu... un mini-festival, așa că s-ar putea organiza la Parcul Tineretului, acolo, la amfiteatru, pentru că e nevoie ca de oxigen, de așa ceva. Și să organizeze ceva genul, cum făceau odată pe vremuri de s-au inspirat unii, au făcut nopți în vamă, alte șmecherii de-astea pe bandă, pe discuri și pe alte prostii care nu sună așa cum sună live. Deci eu am o poftă nebună să vă aud din nou. Și nu numai eu. Mulțumesc mult pentru sfat. Faceți efort. Asta, din punctul meu de vedere vor fi niște schimbări anul ăsta. Încerc să nu vă spun mai multe că
Îmi place de obicei să vorbesc pe lucruri care se realizează, dar vă dau cuvântul meu clar astăzi că suntem în direct, că veți vedea anumite lucruri schimbate în toamnă și vor fi multe inițiative din partea artiștilor buzoieni. Noi suntem o comunitate destul de mică și deși alții în alte părți se mănâncă între ei și își vorbesc foarte urât, noi, trupele între noi, ne ajutăm, ne cunoaștem, ne susținem. Da, treaba asta. Să-l mai chemăm și pe Tony să mai ne destupe un pic și pe... Bine, Tony... Gică de la... Tony e un pic mai ocupat, într-adevăr, dar Tony Dector a fost solicitat, a venit. Totuși. Haideți să vedem dacă putem să încercăm ceva. Noi să vă susținem și voi să ne cătească pe vremuri. Așa. Da, și o idee tare bună și pentru autorități. Să știți că ar putea fi preluată ideea dumneavoastră dacă interesează și de către cei de la primărie. Mi-e foarte cunoscută vocea. Rocul unește. Spune că este cunoscută vocea dumneavoastră, dacă vreți să-l ajutați pe Edi. Adrian Andrei. Vă salut cu respect. Da, știu cu cine vorbesc. Salut. Da, vă salut cu respect și mulțumesc pentru intervenție. Pot doar să vă promit în numele unui om care de la Demos din 92 încoace s-a chinuit mereu pentru scena buzoiană. Vă mulțumim pentru intervenție. O seară frumoasă. La revedere. Seară frumoasă, mulțumesc de telefon. Bun. O idee extraordinară și în Amfiteatrul din Parcul Tineretului s-au tot încercat multe evenimente. La un moment dat se vorbea despre festivalul Top T care s-ar putea susține acolo. Nu s-a întâmplat. Întrunește, Magda, întrunește toate condițiile posibile ale unui eveniment posibil acolo. Pentru că are gradene, deci există loc pentru public și ce loc frumos, adică să mă ierte Dumnezeu, e un amfiteatru, are scenă, este în aer liber, nu deranjează, eu aș face zilele Buzăului acolo, deși într-adevăr e mic pentru un eveniment de genul ăsta, dar l-aș face selectiv, aș face zilele Buzăului pe teme, aș face 4 sau 5 zile, o săptămână a Buzăului, aș face și aș pune într-o zi muzică populară, într-o zi muzică house și atunci fiecare ar veni pentru ceea ce ar vrea să audă. Nu știu, da. Mă rog, aici deja... Vorbim despre muzică și aveți noutăți. Tu, colegii din Blue Motors, aveți un cântec nou, se numește Noi Doi și o să urmărim imediat și videoclipul. Câteva imagini este... cu coloana sonoră fiind nu este singer. Neapărat un videoclip, este un montaj făcut foarte pe fugă acum, pentru că am vrut să dăm piesa și în formatul video pe canalele astea de promovare și i-am atașat așa un colaj de fotografii oarecum în temă cu versurile piesei, versuri care sunt pentru prima dată în cariera mea muzicală, sunt integral scrise de mine. Am avut curajul să scriu și eu versurile de la un cap la altul la o piesă. Și vrei să spun ceva, prima dată când am ascultat cântecul, am avut impresia că ascult demos. E posibil să aibă ceva din anii ăia. Păi că ne e dor de anii ăia, e clar că ne e dor de vremurile când oamenii veneau la concertele alea. Și am încercat să aducem un pic din ceea ce ne reprezintă, clar, din cauza asta probabil că spune mesajul ăsta de a te gândi spre demos, am încercat să aducem și ceva, un sound cât de cât mai actual, pentru că sunt păreri și păreri că trupele rock au ajuns ruginite ca sound în zilele noastre, însă eu cred că sunt destule trupe care sună destul de bine. Uite, Șeicărescu e pe cai mari de fiecare dată și eu mă mândresc mereu cu el. Eu am, pe unde m-am dus, am spus la toată lumea că sunt prietenul Toni Șeicărescu. Noi nu suntem prieteni, suntem mai mult decât prieteni, dar... Da, așa, știu. Și Toni n-ar avea cum altfel. E onoare pentru mine să mă laud că sunt din același oraș. Când oamenii spun Buzău, păi din start mă duc pe două direcții sau mai multe direcții, de fapt, dar două direcții destul de importante ca soliști. Cazan și Șeicărescu. Laurențiu Cazan și Toni Șeicărescu. Doi oameni cu care mă mândresc. Doi oameni pentru care eu am un respect deosebit și de la care am învățat multă tare de-a lungul existenței mele. Doi oameni pe care am vrea să-i vedem mai des în concertele din Buzău, așa cum am vrea să vă vedem și pe voi în concertele. Și eu aș vrea să-i văd pe ei în concert. Să vă vedem pe toți, așa cum spuneai mai devreme. Eu aș vrea să-l văd pe Laurențiu cu o trupă în spate și cu piesele alea ale lui cântate 50-60 de minute să rupă tot publicul în două, pentru că are omul ăsta un magnet de scenă de n-am văzut la mulți, mulți oameni de scenă. Păcat că, uite, stăm prin studiouri și ne chinuim și când mai apărem și noi pe aici, pe acolo, mai zicem două, trei vorbe, vin ăștia și zic, ce tot latră ăștia, mă, nu le ajunge.
Asta da, e. Nu cred că mai spun oamenii așa. Depinde, depinde ce ai auzit tu. Sunt n-am auzit. Și care... Măi, Magda, după colectiv s-a spus că rockerii sunt sataniști. Da, nici nu ar trebui să ținem cont de astfel de declarații. Aș vrea mai bine să ascultăm cântecul, da, cântecul nou Blue Motors. Ne oprim apoi pentru publicitate și după o să citesc mesajele sosite de la telespectatori. Noi doi se numește Sper cântecul să vă placă nou, piesa. Blue Sper Motors. Să vă placă. Ne găsiți pe, și pe YouTube cu piesa respectivă. Sunt chiar acum, apelez în tăcere.